Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Frați și surori, pentru astăzi vreau să privim la expresia biblică, trăiți în pace. Acesta este sfatul Mântuitorului, iar Marcu, în Evanghelia sa, a scris expresia aceasta în capitolul 9, versetul 50, aici într-un peisaj foarte complet, foarte complex, după ce Domnul a dat exemplul unui copilaș, unor ucenici care erau ispitiți, după ce a prezentat evitarea pricinilor de păcătuire și înainte de a se vorbi despre căsătorie, despre alți copilași, despre moștenirea vieții veșnice, să citim versetul acesta întreg. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Iar apostolul Pavel extinde aplicarea acestui adevăr când zice în Roman capitolul 12, versetul 18, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Adică o trăire în pace cu cei din biserică și pe cât se poate cu toți cei din jurul nostru. Sfatul acesta se mai găsește și în alte epistole, evident, pentru că întreaga Scriptură este un îndemn al păcii. Vreau să mai citim încă de la început din Filipeni capitolul 4, versetul 7, pentru a observa valoarea inestimabilă a păcii. Pentru ca fiecare să poată aprecia la valoarea lui adevărată cuvântul, iată ce zice Pavel. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Deci, cine ajunge să cunoască pacea despre care vom vorbi când ne este oferită de Dumnezeu, pe care putem să o avem în noi și care ne dă posibilitatea de a trăi în pace cu cei din jurul nostru, este de o valoare deosebit de mare și trebuie apreciată ca atare, întrece orice pricepere. Adică oamenii în priceperea lor mărginită nu înțeleg ce valoare are, pentru că printre altele și poate în primul rând, ea vă va păzi, ne va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Când există pace, întreaga ființă este sub stăpânirea lui Dumnezeu. Inimă, gânduri. Noi rămânem în Hristos, rămânem al lui Hristos. Și asta înseamnă totul. Vom observa mai întâi câteva explicații generale ale fenomenului păcii sub diferitele lui ipostaze. Și apoi vreau să avem câteva sfaturi practice în dreptul păcii. Mai întâi, ce este pacea cu Dumnezeu sau cum a realizat Dumnezeu pacea cu noi? Pentru că din Scriptură înțelegem că pacea este o ofertă și o realizare divină, o binecuvântare. Nu uitați că în expresiile de binecuvântare din Numeri capitolul 6, încheierea se face cu expresia și să-ți dea pacea, că dacă nu o dă Dumnezeu, nu este. Dar Dumnezeu nu oferă pacea așa ca ploaia, și peste cei buni și peste cei răi. Ea nu vine nici din senin. Prorocul Isaia, în capitolul 53 al cărții sale, în versetul 5, sub inspirație divină, a surprins fondul prin care ne-a parvenit nouă pacea. Cum s-a putut face împăcarea într-un Dumnezeu care a fost ofensat și un om răzvrătit? Dar El, adică Domnul Iisus, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pediapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. De aceea El a fost îndrept să spună, vă dau pacea mea. Era realizatorul ei. Și cu atâta bucurie putem să citim și să auzim și noi, chiar dacă primii au auzit ucenicii în capitolul 14 din Ioan, versetul 27, oferta aceasta a Mântuitorului. Vă las pacea,
Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Și nu uitați că Domnul Iisus, când s-a prezentat între ucenici, a repetat: pace vouă! Dumnezeu își luase pacea de la Israel, zicea profetul Ieremia. Și a venit Domnul Iisus să o ofere, adică să restabilească relațiile la parametrii normali, la parametrii desăvârșiți. Și între Dumnezeu și noi, între noi și Dumnezeu, să nu mai fie nicio disensiune, nicio neîmplinire. Fiecare să se ofere celuilalt și în această armonie sfântă să se deruleze viitorul. În aceeași idee scria și Pavel în Romani, capitolul 5, versetul 1, surprinzând aspectul juridic al pacificării. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, omul nu putea să stea înaintea lui Dumnezeu, nu avea demnitate, era vinovat, dar odată oferindu-ne se starea de dreptate, reabilitarea noastră, pe care o acceptăm prin credință, avem pace cu Dumnezeu, de aceea avem acces la Dumnezeu. El a rupt perdeaua, a deschis o cale. Ne-am păcat, te poți duce la Dumnezeu și spui: Tată, El privește cu bunătate spre tine. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie El. Dacă de partea lui Dumnezeu, după ce a făcut pacea cu noi, este mulțumit, a fost o neîmplinire a lui Dumnezeu, acum se simte bine. Și omul trebuie să guste împlinirea aceasta. Dar din nefericire nu toată lumea valorifică șansa aceasta. Pentru unii rămâne o șansă mare, dar ratată. De aceea ei vor suporta la sfârșitul perioadei de îndurare, de răbdare a lui Dumnezeu, mânia sfântă. Însă Dumnezeu oferă pacea. Așa cum se spune despre unii regi din vechime, că aprindeau o torță în fața porților vrăjmași. Dacă se predau până când nu se stinge lumina, flacăra aceea, sunt grațiați. Dacă nu, vor fi cuceriți în forță. Așa spunea Dumnezeu prin profetul Isaia în capitolul 27. N-am nicio mânie. Adică Dumnezeu nu este supărat pe noi în mod arbitrar, că de la sine are ceva cu noi, nu? Continuă profetul: dar dacă voi găsi mărăcini și spini, îi distrug. Afară numai dacă vor face pace cu mine. Le dau șansa aceasta. Și vreau să citim din Evanghelia după Luca 19, de la versetul 41, să vedeți că începând cu Ierusalimul, unii oameni au ratat șansa păcii. Șansa de a trăi în pace cu Dumnezeu. Și astfel de situații se pot întâlni până la marginile pământului și în toate perioadele istoriei. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pace, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Drept urmare, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge în toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. De aceea să ne bucurăm că am intrat în această perioadă de har, în această stare de har, de pace, și prin harul Domnului am cunoscut lumina care ne vine de sus. Dacă așa stau lucrurile, vreau să reținem că avem o datorie a împăcării. Zicea Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 18, 19 și 20. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos, despre asta am vorbit până acum, și ne-a încredințat slujba împăcării. Ai împăcat pe cineva cu Dumnezeu? Te-ai luptat să-L împaci? Să-i vorbești omului despre pacea care o oferă Dumnezeu sau să mijlocești la Dumnezeu în dreptul unora, să zici: Doamne, cum au spus atâția sfinți, hai, iartă-i, împacă-te cu ei. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Ea se realizează pentru că există condiții, dar noi trebuie să fim purtătorii soliei păcii. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu.
Asta înseamnă că inima noastră trebuie să cunoască stări febrile, să se lupte cu ardoare, să se producă împăcare. Pe de o parte, ca să fie bucuria lui Dumnezeu mai mare, zic așa, și pe de altă parte, ca să nu rămână oameni neîmpăcați cu Dumnezeu, să nu rămână în pierzare. În ce privește pacea dintre oameni, așa cum cântau îngerii cu ocazia nașterii Mântuitorului, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui, Luca 2:14, ea este o realizare doar pentru credincioși, cât despre cei necredincioși este doar o realizare parțială, temporară, dar pacea în întregime rămâne utopie, un ideal neatins. Este plină Scriptura, sunt zeci de referințe. Du-te în pace, pacea să fie cu tine. Mântuitorul le-a spus oamenilor, unde vă duceți și intrați într-o casă, mai întâi, abordați-i cu pace. Pentru toți și dacă nu o primesc și dacă nu vor fi un corespondent al păcii, voi adresați-vă cu pace. Ietru i-a zis lui Moise, du-te în pace. Elisei a zis lui Naaman, du-te în pace. În Psalmul 122, versetul 17, există o rugăciune pentru tot Ierusalimul, din pricina fraților și prietenilor, doresc pace. În Psalmul 125, din nou, este reluată ideea păcii când zice în versetul 5, pacea să fie peste Israel. În Psalmul 128, versetul 6, pacea să fie peste Israel. Și Mântuitorul spunea oamenilor, vă amintesc doar un caz, Luca 7:50, femeia păcătoasă, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Și o rezultantă imediată este dobândirea păcii. Credincioșii primesc pacea, o poartă, sunt păstrătorii ei. Cât despre ceilalți, chiar dacă este vehiculată pacea, chiar dacă este o dorință permanentă, e normal să fie așa, ea nu se realizează decât în parte. Vreau să vă citesc două versete din Ieremia 6:14 și 12:1 pentru a observa o aparentă contradicție care de fapt arată partea plină a paharului și partea goală. 6:14 mai întâi. Unii leagă în chip ușurat tigrana fiicei poporului meu zicând pace, pace. Și totuși nu este pace. Pacea nu se poate face superficial. De exemplu, dacă sunt doi oameni răniți, problema nu se rezolvă cu a le spune o singură frază. Împăcați-vă! Dați acum pacea Domnului aici, hai, îmbrățișați-vă. Asta poate ține la copiii mici, dar nu la oamenii mari. Chiar dacă ar fi unele probleme care nu merită dezbatere, dar dacă există un conflict serios, o problemă, o parte vătămată, păgubită. Iar în 12:1 scrie o nedumerire a profetului, tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cer cu tine. Vreau totuși să te întreb asupra orânduirilor tale. Pentru ce propășește calea celor răi și toți misei trăiesc în pace? În ce fel de pace? Adică o vreme sunt lăsați în pace. Dumnezeu nu întotdeauna îi cercetează pe oameni cu război, cu necazuri, cu conflicte. Îi lasă. Se întâmplă ceea ce observa Asaf în Psalmul 73. Li se bulbuc ochii de grăsime, au de toate, bătrânesc. Da, dar ei sunt în conflict cu Dumnezeu. Soarta lor este pierzare. Deci, o pace reală nu au, dar o pace declarată, o pace temporară, superficială, este în lumea aceasta. La fel, rezultă din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 3. Când vor zice pace și liniște, asta probabil însemna fără războaie și fără teroriști, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar femeia naște așa dintr-o dată? Nu, este o perioadă de sarcină. Dar durerile nu vin decât la momentul respectiv. La fel, lumea aceasta este ca o bombă. Dar până când explodează, ei pot să spună, am realizat pace. Pentru că scrie în Apocalipsa 6:4 că Dumnezeu îmi va îngădui să fie luată pacea de pe pământ și de altfel e dovedit că niciodată de-a lungul istoriei n-a fost o pace desăvârșită. A fost pace într-o țară și război în alte. Se spune de la al doilea război mondial n-a mai fost un conflict de așa învergură. Dar de la al doilea război mondial până astăzi au fost mai multe pierderi ca în al doilea război mondial. Pentru că sunt anual zeci de conflicte. Zilnic sunt morți aproape. Și dacă nu sunt într-o zi printr-o mare minune,
În a doua zi numai sub bombe cad sute. Ca să nu mai zicem de câte conflicte sunt prin Africa, interetnice, între țări sau războaie civile și câte și câte. Pentru că în Isaia se scrie de două ori, cei răi n-au pace. 48 cu versetul 22. Același adevăr este repetat în 57 cu 21. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. În aceste condiții ale păcii, vreau să observăm câteva sfaturi practice. Cum să trăim în pace? Pentru că Apostolul Petru zicea în a doua sa epistolă, capitolul 3. Noi nu trăim în pace doar așa ca să putem dormi noaptea liniștiți. Doar așa că e mai ușor fără dușman decât cu ei. Noi trebuie să fim în pace, că dacă nu vom fi găsiți în pace, nu vom avea parte din împărăția lui Dumnezeu. Scria el de la versetul 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilului Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Și să știți, nimeni nu este fără prihană, fără vină și să nu fie în pace. Cine e fără prihană va fi în pace, dar cine n-are pace înseamnă că e cu vină. Și vom vedea aceasta foarte clar din Scriptură. Noi așteptăm o împărăție a păcii, dar vreau să citim din Romani 14, versetul 17 și să înțelegeți și să înțelegem că versetul acesta este și o actualitate, nu numai o împlinire în viitor. Aici nu e o profeție. Uitați-vă la contextul în care este scris, căci împărăția lui Dumnezeu, aceea despre care spunea Domnul că trebuie să fie înăuntru nostru, nu este mâncare și băutură. Asta nu înseamnă că nu mâncăm și nu bem, dar nu stă în asta, nu în așa ceva constă împlinirea omului mântuit ca celor din afară, să mâncăm și să bem căci mâine vom muri, 1 Corinteni 15. Pentru noi împlinirea, satisfacția, iată în ce constă, în neprihănire, pace, că pacea urmează imediat după neprihănire. Și când ai pace, bucurie în Duhul Sfânt. Cum? Nu trebuie să fim neprihăniți aici? Ba da. Nu avem dreptul să ne bucurăm aici prin Duhul Sfânt? Ba da. N-a spus Domnul Iisus când ei au fost învredniciți, bucurați-vă. Nu bucurați-vă în ceruri, bucurați-vă acum că numele voastre sunt scrise în ceruri. Acum, aici, trebuie să fim plini de pace și de bucurie. De aceea vreau să observăm cum funcționează pacea în condiții obișnuite, să le zicem, favorabile pot fi numite în Noul Testament. Spuneam că pacea este o rezultantă a neprihănirii, adică cine are o bună relație cu Dumnezeu, cine ascultă cuvântul, are pace. Pe el conștiința nu-l înțeapă, n-are mustrări de cujet, are liniște. Fiecare faptă îl lasă în pace, nu-l răscolesc cuvintele, că trăiește în sfințenie. Asta este starea de pace între noi și Dumnezeu. Și voi citi câteva versete care adeveresc acest adevăr. Psalmul 119, versetul 165. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Nu că nu au necazuri. Nenorocirea este o pagubă. Nu că sfinții nu registrează o pierdere materială. Dar acelea pot să fie în înțeles duhovnicesc un câștig, așa zicea Pavel, că chiar tot ce a pierdut el, nu e o pierdere, e un câștig. Multă pace are cine iubește cuvântul. Apoi, Isaia 32, versetul 17, lucrarea neprihănirii, că omul nu-i sfânt peste noapte, dar pe măsură ce se lucrează sfințenia în viața ta, dreptatea, corectitudinea, toate calitățile sfinte, pacea devine tot mai intensă, tot mai bogată.
va fi pacea, roada neprihănirii, odihna și liniștea. De aici și pentru veșnicie. Tot în Isaia, un verset foarte frumos, 48, cu versetul 18. Inundații cu pace. O, de fi luat aminte la poruncile mele. Aceeași expresie reluată în Psalmul 81. O, Israele, dacă ai asculta. Atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Un râu crește în debit până când ajunge la mare și se transformă într-o mare și avem noi acea cântare și avem fericire și pace ca o fântână, ca un fluviu, ca o mare, cam pe când. Deja ea trebuie să fie și dacă îl asculți pe Dumnezeu, așa va fi. De exemplu, ești în biserică, se predică cuvântul și tu ai trăit, așa te bucuri, plângi de bucurie. Dacă ai făcut voia Domnului, Duhului Dumnezeu se odihnește peste tine, dă seama ce presiune, ce temperatură bună este în jurul tău. Tu ai mulțumirea aceea. Gândul la răsplata, așteptarea întâlnirii cu Domnul, toate sunt o fericire. Și același adevăr le ia Apostolul Iacov în epistola sa, când scrie în capitolul 3, ce se întâmplă dacă vine peste noi înțelepciunea de sus, că asta vine prin cuvânt. Iată ce scrie al de versetul 13. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? Dar dacă suntem scandaloși, duc de ceartă, pismă, zicea el, să nu vă mințiți, să nu-i ceva de la Dumnezeu, e ceva demonic sau uman care se tulbură la orice vorbă. Are o aparentă pace, dar dacă este ispitit, își iese din fire, sau își mai degrabă își revine în fire, în firea pământească. Versul 18, și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Doamne, dă-ne pacea aceasta. Și pentru ca nu cumva să creadă cineva, e foarte greu să te menții la tot altitudinea aceasta, asta înseamnă ca și la școală să iei numai 10. Să fii tot timpul cu lecțiile pregătite, să răspunzi la toate orele, la toate testele, să ai numai 10 pe flanc. E greu de tot. Dar avem un pedagog. Duhul Sfânt ne este lăsat. Iată ce scria Apostolul în Roman, capitolul 8. Pentru că și ucenicii erau pe punctul de a pierde pacea. Și Domnul le spunea, să nu vi se tulbure inima. Eu nu vă las orfani. Vă trimit pe Duhul. Altfel suntem ca bieții ucenici în corabie și în ce valurile și unde e Domnul? Acolo, e aproape. Doamne, scapă-ne că pierim și noi strigăm și Duhul lângă noi. Versetul 6, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață, dar și pace. Nu trebuie decât să-L asculți pe Duhul, să-I trăiești îndemnurile, să-I te supui și roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea. Ascultă-L dacă vrei să ai pace, că El te călăuzește, îți dă îndemnuri, e lângă noi. Imaginează-ți că umbli cu un prieten care e specialist, iau în ce domeniu vrei. De exemplu, am vorbit de școală, ai un frate care este profesor. Și tu te apuci supărat și nu ies exercițiile sau te superi și zici, nu mai învăț. Când el este cu tine în casă și ai putea să îi spui, fratele meu, tu știu că nu mă meditez pe bani. Hai, ajută-mă să fac operațiile astea, că nu mă mai descurc. Dar Duhul Sfânt e acolo. Noi facem greșeli la orice pas. Dar Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Ne învață. Numai să ne lăsăm învățați, să ne lăsăm îndemnați. Fugi de poftele tinereții, zicea Pavel către Timotei în 2:22, a doua epistolă, și urmărește lucrurile sfinte. Pacea, printre altele, e scris acolo împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Nu te însoți cu omul mânios, zice în Proverbe, că vei fi și tu nervos ca el. El strigă și vei fi și tu ispitit să ai aceeași atitudine. Asta e calea păcii. Așa profeția Zaharia, când s-a umplut de Duhul Sfânt, să pregătească calea păcii, să meargă Mântuitorul și apoi toți urmașii Lui sub îndrumarea Sfântului Duh. Pe această cale profețită și Isaia 35, nu sunt fiare sălbatici și nebunul poate să meargă și cel slab la minte. Toți călăuziți spre împărăția păcii. Domnul să ne ajute să fim sensibili la îndemnul Sfântului Duh și nu o să-ți pierzi pacea.
O să te călăuzească în pace. Veți fi călăuziți în pace, zicea profetul. Dacă ai pacea înăuntru tău, tu ești o evanghelie a păcii. Nu doar când mergi să predici. Tu în jur, pe unde te duci, ești omul păcii. Că ai pace în tine, pace rezidă din atitudinile tale, din acțiunile ce le-ai întreprins, că nu se poate să curgă altceva decât ceea ce este în om. Spunea Mântuitorul în Matei 10, cu 12 și 13, când veți intra într-o casă, să urați de bine, pace, să fie peste casa aceea. S-ar putea, scrie acolo de la versetul 33 la 34, în casa aceea, dacă primesc două Evanghelia și trei nu primesc, să se nască un conflict. Cum pacea noastră stârnește conflict? Nu între oameni. Între noi și Satana este un permanent război și dacă unii rămân fideli diavolului, se deranjează. Conflictul este doar între noi și spirite, zicea Pavel în Efeseni 6. Noi nu avem de luptat cu carnea. Evanghelia niciodată nu este brută. În sensul de a forța, nu? Dar cât despre spirite, le dăm afară pe oameni, îi apelăm cu pace. Vreți să primiți? Spunea Mântuitorul, dacă vrea cineva, vă aducem o veste bună. Dacă așa ne vom manifesta atunci, versetul care l-am citit la început, din Roman 12 cu 18, va fi o realizare. O împlinire. Deci, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, pocăiți, trăiți în pace cu toți oamenii. În primul rând, cu cei care se pocăiesc, dar noi vom rămâne în pace și cu cei ce nu se pocăiesc. Noi nu ne vom supăra pe un vecin că nu se pocăiește. Dacă nu mă ascult și nu vii la biserică, eu de mâine nu mai zic bună dimineață. Noi vom rămâne plini de pace. Chiar dacă ne doare că el n-a primit pacea, dar nu ne dispare nouă, că nu are el. Chiar dacă ei ne vor face rău, tot aici scrie, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Și când îți face rău, tu să fii plin de pace. Când el îți declară război și îți arungă săgeți, tu nu dai jos steagul alb de la poartă. Și dacă închizi poarta și nu mai primești în casă, dar steagul rămâne la poartă, ca el să știe, la vecinul oricând mă pot duce dacă-s la necaz să-i cer un ajutor. La el flutură steagul alb. El nu-mi declară război. El nu se răzbună, nu-mi face rău. Și să mai zic despre relația dintre credincioși, nu este posibil ca să se facă vreo slujbă cu pismă, cu duc de ceartă, ca Evanghelia păcii să fie știrbită prin acțiunile războinice ale cuiva. Mântuitorul ne-a trimis ca pe niște miei, nici măcar berbeci, niște miei care sunt plini de pace, de liniște, nu de provocare. Vreau de asemenea să privim cum ar trebui să ne comportăm în condiții mai nefavorabile, critice. Ce să facem atunci când avem necazuri, când suntem abordați de conflicte, când ele sunt în familia unora? Se poate ca în asemenea stări să ne fie afectată pacea? Riscul este foarte mare. Noi putem vorbi liniștiți acum, dar dacă ar veni vreo 10 răufăcători să ne deranjeze, nu știu exact câți dintre noi s-ar agita, câți dintre noi și-ar pierde într-un fel cumpătul și ar acționa nepotrivit, nu știu ce vom face atunci când ne vom întoarce acasă și vom fi întâmpinați poate de unul care se va comporta ca și Mical și tu te duci să-i dai pace și el este cu sabia scoasă din teacă. Zicea Mântuitorul în Ioan capitolul 16, versetul 33, pentru că Biblia e foarte realistă. Hai să citim de la versetul 32. Iată că vine ceasul și va veni și la noi, la fiecare. Și a și venit în cazul Mântuitorului. Când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Deși dacă s-ar face război de jur împrejur, ca la Iov, între noi și Dumnezeu tot rămâne pace. În lume veți avea necazuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Vorbeam despre viața de familie și vreau să citesc din 1 Corinteni 7, versetul 15, unde Pavel admite posibilitatea ca un credincios să aibă un partener necredincios, care toată ziua să facă scandal dacă problema se pune chiar de divorț aici.
Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Deși dacă partenerul este gata să se despartă, tu ești chemat și în acele condiții să rămâi în pace. Ca dacă el va vrea cu vremea să se împace, măcar unul să fi fost în pace. Că e ușor să te împaci cu unul care e în pace. Dar dacă îți doi în război, trebuie să mergi la ambele părți să le lămurești. Se poate și așa? Se poate. Că și cel care rămâne credincios nu-i singur, este cu Domnul. Și Domnul va suplini, ca și când ți-ai pierde partenerul, în alte circumstanțe, ca și cum ți-ai pierde frații. Pavel a zis, m-au părăsit, dar Domnul a stat lângă mine. Și chiar dacă te părăsesc mulți, zicea el Cana către Ana, nu valorez eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Nu valorează Domnul pentru tine mai mult decât un soț rău care nu mai vrea să stea cu tine? Nu valorează Domnul pentru tine mai mult decât niște prieteni sau colegi care te lasă în singurătate, te abandonează? De aceea, pacea trebuie să fie în inima fiecare dintre noi în fiecare zi, așa cum scriam Psalmul 4, versetul 8, eu mă culc și adorm în pace. De ce? Am o soție bună? Am copii care mă ascultă? Mi s-a mulțit rodul grâului și al mustului? Nu. Zice, la alții sunt aceste condiții. Că și tu, Doamne, îmi dai liniște de plin. Dacă Dumnezeu ți-a pacea, poți să te înconjore toți cu dragoste. E ca și când Dumnezeu ți-a viața, poți să sufle toți, să-ți facă respirație artificială și să-ți pună perfuzii. Dacă Dumnezeu ia viața nu-i, când Dumnezeu ia pacea, s-a terminat, dar dacă El o lasă, nu o poate nimeni lua. Când El o dă, cine poate să o tulbure? Și când El o ia, cine îi poate zice ce face? În asemenea condiții, vom avea șanse să rămânem neprihăniți și să murim în pace. Cum scrie în Isaia 57:2, cel neprihănit moare în pace, se odihnește în culcușul lui. Domnul să ne dea pacea în orice vreme, în pofida oricăror condiții. Pentru că aici va fi miracolul păcii. Când lumea nu are, când diavolul vrea să ți-o fure, Dumnezeu să te țină cu pace. Va fi echivalentul a ce zice în Psalmul 33. Dumnezeu își întinde mâna și păstrează pe a lui cu hrană în timp de foamete. La fel Dumnezeu te păstrează cu pace în timp de război, în stări de conflict. Iar dacă cineva dintre noi a constatat că lipsește pacea, urgent, trebuie căutată. Este o reclamație din oficiu care trebuie să te pună în căutare. Zicea Psalmul 34 cu versetul 14. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Evident că dacă tu nu te îndrepți, nu poți să cauți pacea. E ca și cum ai zice într-o afacere cu cineva, tu vrei să-l înșeli, dar ai zici, băi, împacă-te cu mine, că eu vreau. Dar lasă de tine, dar nu să las, ne împăcăm așa. Nu se poate. Caut-o. Și expresia aceasta este reluată în 1 Petru 3:11. Cine vrea să vadă zile bune, să caute pacea și să o urmărească. Caută să te împaci cu soția ta, cu soțul tău. Spunea Mântuitorul în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, versetul 24, cât de imperativă este căutarea păcii, cât de imediată este necesitatea aceasta. Citim și 23, așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduce aminte, nici nu mai discutăm dacă știi, vorbind despre situațiile în care ai uitat, nu ți-ai dat seama, că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adu-ți darul. Nu, nu-ți mai adu darul că nu vrei să te împaci. Împacă-te, repede. Iar dacă cealaltă parte nu cedează, mai degrabă, zice în Proverbe 17:1, o masă săracă decât un bou îngrășat, mai bine lasă de la tine. Uneori unii își pierd pacea că n-au toate cele necesare, că nu sunt toate cum vor. Mai bine, mai puțin, dar cu pace. Decât mari venituri cu strâmbătate, cu turburare. În casa celui rău este turburare. Nu merită afectată pace. În biserică, de exemplu, pentru condiții de păcat, declarăm război să nu ne pierdem pacea cu Dumnezeu. Dar declarăm război pe fond de pace, în sensul că tot Evanghelia păcii o vestim, dar nu acceptăm. Dar liniștiți,
De aceea biserica nici nu poate lua alte măsuri decât să-l dea pe cineva afară și atât. Și asta cu părere de rău și frumos, chiar dacă cu autoritate. Dar dacă e vorba de niște probleme administrative și îndrăznesc să spun că uneori se pierde pacea și în biserică și acasă și în societate, că unul vrea să fie albastru și altul verde. Dar fie maro, numai să fie cu pace. Ce valoare are una sau alta? Nu că eu vreau așa, eu vreau la 6 și el vrea numai la 7, dar fie la 8. Nu merită. Știți povestea aceea veche ce spuneau frații bătrâni la nuntă? Că un partener, nu știu care, ispitit sunt amândoi, tot vrea să se certe și n-avea cu cine. Și a zis, băi, cum să te cerți? Uite, eu zic să faci așa și tu nu faci. Și a comandat cel prind de ceartă și a zis, fă așa. Și asta a făcut. A zis, fă invers. A făcut și așa. Nu așa cu tine, nu mă pot certa. Comandă tu. Fă așa. Zis, nu fac. Da, nu fă. Simplu. Deci nu se merită să-ți pierzi pacea, să afectezi bucurie. Deci, imperativul păcii trebuie să rămână. Spunea Mântuitorul ucenicilor, tot pentru o chestiune din asta, exact ce vă spun. În Ioan 12:7, femeia a vărsat mirul de preț, s-ar putea la fel de ieftin și surorile noastre să aibă o inimă deschisă undeva sub un impuls mai sentimental, mai rațional și să facă o lucrare. Și noi, tare puși pe economii și pe treabă, eu cu asta am vrut să fac altceva, băi femeie. Și vine Domnul Iisus și zice aici în versetul 7, lasă-o în pace. Nu fă supărare femeii că l-a vărsat. Acum gata, s-a scurs. Oricum nu mai poți aduna înapoi în vas. Lasă-o în pace. Nu strica pacea. Ba încă a zis Domnul că ea a făcut un lucru frumos. Și ucenicii, după 3 ani și jumătate de ucenicie, e adevărat, sub impulsul lui Iuda, că nu sub impulsul Duhului. Dar au fost și alții afectați, că expresia apare în Evanghelie la plural. Ei au ispitit să strice pacea în condițiile acelea. De asemenea, apare expresia aceasta în Fapte, capitolul 5, versetul 38, rostite de Gamaliel, un om înțelept. Tot îi arestau și îi amenințau pe ucenici și el le spune la bărbații izraeliți de frunte ai națiunii, și acum, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia, lăsați-i în pace. Lăsați-i în pace? Deci atenție, nu cumva să tulburați pacea cuiva. Chiar dacă e vorba de cineva care nu-i pe un drum bun. Dumnezeu a zis în Osea, capitolul 4, versetul 17, despre Efraim. Efraim s-a lipit de idol. Lasă-l în pace. Adică, uneori, am văzut, poate mame uneori, vor să-și întoarcă neapărat copiii la credință. Și-ar vrea în 24 de ore să se pocăiască. Nu-l forța, că naște un rău mai mare. Lasă-l în pace. Roagă-te, vorbește frumos, abordează-l cu Evanghelia păcii. Iar dacă nu vrea nicicum, Dumnezeu în dreptul nostru ne spune despre cei care sunt pe o cale rătăcită sau despre lumea asta, lăsați-i în pace dacă nu a venit vremea să-i omorâți voi, să-i luați cu asalt, ori vă pocăiți, ori vă distrugi în fortăreață. Lăsați-i în pace. Pentru că există un verset foarte valoros, cred eu, în Efeseni 4:3. Spunem noi că ucenicii erau inimă, un suflet și un gând, dar pacea joacă un rol la asta. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Doi oameni care intră în conflict sunt tentați să creadă fiecare că e condus de un Duh bun și să fie condus cel puțin unul de un Duh rău, dacă nu cumva amândoi duși în rătăcire. Dacă se strică relația și ai dușmănie pe cineva, atenție la Duhul care crezi că este peste tine. Dacă vrei să ajungi să fie o lucrare bună, cu pace. Dacă Dumnezeu ne-a dat pace, credinciosul este deja în împărăția păcii. Zicea Isaia 9:6-7 că îl vor numi domn al păcii. Și zicea Pavel în Coloseni 3:15. Pacea lui Hristos, la care a fost chemați, împărăția în care suntem și care în mod plenar și definitiv ne rugăm să vină, ca să alcătuim un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Pacea trebuie să fie stăpână. Și cine își permite să iasă de sub domnia păcii, nu mai recunoaște pe împăratul păcii. Când pacea nu te stăpânește, tu nu ești robul lui Dumnezeu. Pacea e stăpână. Dumnezeu nu are tulburări și nervi ca noi, nici toane. El este stăpân. Ce spune despre Domnul Iisus este un adevăr. Atunci când a intrat în templu,
Ținea într-o mână biciul și în cealaltă unde lemnul. Nu-și pierduse pacea. Dimpotrivă, în acele momente le-a zis ucenicilor, vă dau pacea mea. Iar dacă acest ideal nu este încă atins, vreau al doilea gând să fie o rugăciune. Un verset care este de fapt o rugăciune. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 16. Pentru că ori de câte ori când simțim că pacea ne lipsește, să ne rugăm pentru noi, pentru ceilalți, cum Pavel a zis, însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea, în orice fel. Deci nu există vreun loc de refugiu unde să te retragi tu, să trăiești fără pace. Nu există. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea, în orice fel. Domnul să fie cu voi toți. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.